Bună seara, sunt Georgianinu, bun găsit la informațiile despre vreme. În următoarele zile, vremea va fi închisă și precipitațiile vor cuprinde aproape toată țara. Revin cu detalii un pic mai târziu, până atunci să vedem cum va fi în Europa. Pe continent predomină atmosfera mohorâtă, mai ales în nord-vest, nord-est și sud-est. În aceste zone și nu numai, va fi lapoviță și ninsoare. În Grecia, partea sudică a Bulgariei, nord-estul și sud-vestul Italiei, dar și în vestul Regatului Unit, ploile și lapovița vor crea serioase probleme. Se vor acumula cantități importante de apă și nu este exclus să se producă inundații. Față de ziua de astăzi, se mai încălzește în vestul Europei, în timp ce în celelalte zone temperaturile rămân aproximativ la fel. La noi, la noapte, va fi înnorat în aproape toată țara, iar pe alocuri în sud, centru și est va ploua la munte, la peste 1500 de metri. Va fi lapoviță și ninsoare, iar în est și în sudul Banatului, vântul o să fie activ. Temperaturile minime vor fi cuprinse, iată, între 0 și 9 grade. Mâine, începând de după amiază, va ploua pe arii extinse în jumătatea sudică și pe spații mici în rest. Cu toate că va fi înnorat, valorile termice vor fi peste normalul perioadei, cu maxime cuprinse între 4 și 13 grade. Vântul va avea intensificări temporare în sud și va bate la rafală cu 45-55 de km pe oră, iar pe creste rafalele vor depăși 80, chiar 90 de km pe oră, viscolind ninsoarea și spulberând zăpada. Dimineață o să fie ceață. În capitală, vremea se menține închis, dar caldă, temperatura maximă ar putea ajunge mâine până pe la 10 grade. Începând de după amiază, va ploua, iar spre seară vântul o să prindă viteze de 45-55 de km pe oră. Duminică va ploua temporar și cerul va fi noros, sunt anunțate, iată, în jur de 11 grade. Iar luni va fi mai rece decât duminică, din nou atmosfera o să fie mohorâtă și temporar vor predomina precipitațiile sub formă de ploaie, maxima, iată, ar putea ajunge până pe la 5 grade Celsius. Mergem mai departe cu muntele. Mâine se extind precipitațiile treptat. În cea mai mare parte a zonelor montane vor fi precipitații mixte, iar pe parcursul nopții vor predomina ninsorile. Local se vor strânge 15-25 de litri pe metru pătrat și izolat 40 de litri de apă pe metru pătrat. Vântul o să bată la rafală cu 45-55 de km pe oră. Izolat se va depune polei. Ceața și ninsorile vor scădea vizibilitatea, așadar mare atenție cum conduceți. La Păltiniș, iată, mâine vor fi 0 grade și ceva mai bine la Stâna de Vale, maxima ar putea urca până pe la 5 grade. Revenim cu vremea în toată țara, duminică și luni. Duminică se răcește în regiunile vestice și sud-vestice. În restul țării însă o să fie mai cald decât ar fi normal pentru această perioadă. Înnorări mai persistente vor fi în vest, sud-vest, iar precipitații vor fi în toată țara. În Banat, Crișana, Oltenia va ploua la început, apoi va fi lapoviță și ninsoare. Cantitățile de apă vor fi mai însemnate. În zona montană din sud-vest și la altitudini mari o să ningă, iar vântul o să sufle cu putere în sudul Banatului și pe creste. Maximele se vor situa între 1-2 grade și în Banat și 14 grade în Dobrogea. Mergem acum la prima zi din săptămână, care aduce vreme rece în tot teritoriul, tot cu temperaturi cuprinse, iată, între minus 2 și 6 grade. La munte o să ningă, în Banat, Crișana, în vestul și nordul Moldovei, local în Maramureș, Transilvania și nordul Munteniei vor predomina ninsorile, iar în Oltenia și estul Moldovei vor fi precipitații mixte ce pot favoriza depunerile de polei. În partea de sud-est vor fi mai ales ploi și lapoviță, iar vântul o să aibă intensificări la altitudini înalte, în est, sud-est și în extremitatea de sud-vest. Mă opresc aici cu datele despre vreme. Ne vedem și mâine, tot la aceeași oră. Seară liniștită și rămâneți pe Prima TV!